În timp ce dezvoltatorii imobiliari construiesc la foc continuu, unii proprietari de terenuri din cartierul rezidențial compozitorilor le lasă în bătaia timpului. Fiind aproape abandonate, terenurile au fost ocupate de oamenii străzii care și-au făcut adăpost printre ruine și care cel mai probabil au contribuit la focarul de infecție dezvoltat în zonă.